Probele din cadrul examenului de bacalaureat 2017 s-au încheiat astăzi. Elevii au intrat în sală la ora 9 și au avut la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Proba la alegerea profilului sau a specializării, acesta a fost ultimul examen din cadrul bacalaureatului pentru elevii claselor a 12-a. Fie că au făcut la examen, fie că nu, aceștia au scăpat astăzi de emoții. Și acest lucru recunosc și elevii, au scăpat de incertitudinea subiectelor și acum așteaptă rezultatele. Nu mi s-a părut greu. Bine. La ce ai dat? La geografie. Ce subiectul? La subiectul 3 ne-a picat regatul unit al Marii Britanii. La subiectul 2 ne-a spus să facem comparații între două unități de relief. Și subiectul 1 la Europa ne-a spus să facem comparații de clima din Irlanda și clima Italiei. Te aștept la o notă mare? Surprizător, da. Și pe final, nota? N-am nicio idee. Nu știu. Emoții pentru rezultatele finale? Nu, sunt verge că am scăpat. Foarte bine, nu știu, ușor. Foarte ușor? Dar ce ai dat? La biologie. Și ce subiect a fost? Nu știu exact să vă spun. La ce notă te aștepți? Nu știu, undeva la nota 6, 7. Și per total? Nu știu, nici asta nu știu. Crezi că vei lua bacul? Cred că da, posibil. Mai emoții sau gata, s-au terminat. Foarte bine. Au fost grele subiectele, ușoare? Au fost destul de ușoare, cred că toată lumea ar fi putut să ia măcar un 5. Tu la ce ai dat? La logică. Rezultatele examenului de bacalaureat vor fi afișate pe 5 iulie.